Următorul nostru invitat este un expert în ceea ce înseamnă să prinzi momente frumoase, le prinde prin ochiul, dacă pot să zic așa, aparatului său de fotografiat. Și chiar mai devreme îmi spunea despre niște apusuri fascinante pe care le-a văzut săptămânile trecute în Chișinău. Eu n-am văzut nimic, eu sunt așa câteodată, nu văd nimic în jurul meu. Dar vine Victor Sacaliuc în continuare să ne povestească despre frumusețile pe care noi câteodată chiar nu le vedem. Victor Sacaliuc, fotograf, următorul nostru invitat. Bună, Victor, bine ai revenit! Bună, să trăiți! Ce apusuri? Ce ai văzut tu? Ce ai surprins? Păi chiar natura mi-a sugerat să-i pun denumirea. Expoziția care vreau mâine să-i fac lansarea se va numi Printre Nori. Săptămânile trecute am observat noi cu toții niște apusuri, niște nori, niște vânturi chiar așa spectaculoase. Și m-a frapat și ideea și pe lângă am făcut niște fotografii, niște poze. Normal. Și privind prin arhivă am mai găsit încă ceva. Tot așa cu natură, cu cer, cu nori, cu cer, cu cer, cu Chișinău și nu numai. Și brusc a venit ideea, expoziția cu genericul Printre Nori. Așa. Și luând în considerație că acuș se apropie ziua orașului, păi sunt poze și de Chișinău, tot așa clădiri din oraș, tot printre nori. Și am combinat ideea cu poze de oraș, de Chișinău și cu poze și în afară. Uh-huh. Victor, mâine are loc inaugurarea. Da, expoziție. Mâine are loc lansarea, în holul casei presii, ca de obicei, în formatul meu, care eu l-am gândit 36 fie, unii vor fi 36 de fotografii. Cum și-am mai vorbit, e vorba despre poze de cer, nori, clădiri, vânt, ploaie, soare și apusuri. Iată, vedem acum fotografiile acestea. Păi da, și reflecții, da, și reflecții. Victor, cât de mult intervii? Te-am mai întrebat asta, dar uite, la fotografiile astea recente pe care le-ai făcut, cât de mult intervii? Cu retușări și cu... Vreau să vă spun mai nou, chiar îți permit să intervii unele poze dacă o privește artistul. Asta e la primalul Pohrebea. Uh-huh. Apropo, am fost la Pohrebea, e cunoscut sat. Da. Organizați diferite evenimente, festivaluri, da. Asta tot ceața așa s-a aranjat frumos. Și da, avem și orhei vieți, cred că vedeți, privim. Sunt momente pentru mine unicale. Eu cred că natura nu își repetă același moment dacă tu nu-l prinzi la momentul potrivit. Da. După aia e categoric altceva. Tot interesant, dar e altceva. Și bine asta, zis. Avem da. Și imagini despre... Ați văzut Moldova. Și, Victor, te întrebam despre retușări. Da, revenim la retușări. Da. Se permite să intervii la o imagine cu retuș, doar în cazul că tu vrei să scoți din ea cel mai suculent, cum spune, și să arăte frumos, să arăte bine, să dea bine la ochi. În cazul ăsta poftim. Sunt poze care s-au intervenit și cu Photoshop-ul, normal, că ne ajută, mergem înainte tehnologiile, normal, nu putem să rămânem în secolul trecut și da, interesant și cu pelicula și un alta, să fie original ca imagine, dar mai experimentăm, fiecare dintre noi mai experimentăm și cu culoarea, contrastul, lumina și. Poate mai adăugăm undeva ceva, dar să fie în context, să fie drăguț, plăcut. Suculentă poza, da. Să fie potrivită, da. Să se lipească cu cum noi toți, știți, chiar și mai înainte. Că poza, dacă ceva era undeva, ceva defect, ceva contrajur, ceva alb-negru și gata, a plecat. S-a rezolvat problema. S-a rezolvat. Dar nu la fiecare poză merge alb-negru. Alb-negru merge, eu cred că la pozele care să fie și costumația potrivită, ceva. Un retro, dar nu tot. Alb-negru, frumos și toți, wow. Da,
Alb-negru trebuie să aibă a lui punct. Punct și da. Situația lui. Eu înțeleg că e mai ușor. Da. Hop, ceva nu ți-a convenit, ai dat. Dar cu coloristică e mai complicat. Compoziția coloristică și tot așa mai departe. Adevărat. Mă gândesc și la oameni, știi? Într-adevăr, când ai făcut o poză și n-ai ieșit bine, o fotografie și n-ai ieșit bine, întâmplat, da? Ai pus-o alb-negru și ești frumoasă, perfectă. Ori sepia, și n-ai treabă. O, sepia, corect. Victor, dar zi-mi dacă ai locuri preferate în Chișinău unde te duci foarte des să faci fotografii. Sau nici tu, ca natura, încerci să nu te repeți și să nu joci aceeași carte de mai multe ori. Locul preferat pentru mine e Chișinău. Dar un sector, unde, poate... Unde mă aflu, pot să trag pe dreapta. Uh-huh. Am ieșit. Copiii, când merg cu mine undeva la bunei, acolo îmi place, tata, iar ies cu pozele lui. Iar ies cu pozele lui. Apropo, astăzi e ziua fiicelor, da? Fetelor. Fetelor, fetelor, da. Sunt fericit și eu fetele mele de acasă. Da, sigur. Tatiana, Gabriela. Sigur. Tatiana, soția. Soția, Tatiana. Și Gabriela fiica, da. Da. Pe această cale. Sigur, felicitele, da? Și deja acum, pentru că ai zis la televizor... Sănătate și pace, în primul. Sănătate și pace. Da. Le face. Dar voiam să zic, pentru că ai zis deja la televizor că știi că astăzi e ziua fetelor, n-ai voie să te duci acasă cu mâna goală. Wow. Trebuie să cumperi ceva. Acuși comandăm. Dacă nu reușesc, aduci acasă, cred. Așa. Cum e mai simplu? Cu toate tehnologiile și cu toate... Ne-au ușurat și nouă. Adevărat. Bărbaților și cred că și femeilor, când... Da. Păi, n-am chef să fac o mâncare. Am sunat. Am jumătate de oră pe loc. Adevărat. Apropo, Victor, mâine o să fie prezenți la inaugurarea expoziției și membrii familiei tale? O să vină soția, copiii? Sau... Păi, vedem. Dacă o să vrea. Copiii și elevi mai au, mai îmblă la matematică, la sport, la... Vedem ce program au. Uh-huh. Dacă au ceva liber, mare drag. Soția, cred că, da? O să vină, desigur. Să vedem iarăși. Care ne completăm la locul nostru de muncă și de asta și face parte dintr-o familie perspectivă. Da, cu perspectivă. Bine zis. Victor, vreau să spunem că expoziția este deschisă, liberă pentru absolut toată da, lumea. Vreau să menționez că expoziția va dura 2-3 luni. În genere, expoziția precedentă, cam am întins-o noi un an. De-aia tot ne gândeam să schimbăm tematici, ba, vedeți și la vecini ce se întâmplă cu tragediile astea. Da, toți ne dorim o pace, o liniște și totuși cu așa ceva nici dispoziția nu era de a organiza ceva, o expoziție, chiar și acum la moment, dar era necesar deja de înnoit deja covorul nostru, cum noi spunem, s-a așezat acele 36 de poze ca un covor. Mm-hmm. Perete. Și într-adevăr bucură ochiul fiecărui oaspete care vine pe la Casa Presei, sunt mulți și ne bucură că da, eu am văzut niște poze de tale, uh-huh. Oriceva, da, ne bucură pe toți colegii, fotografii care lucrăm împreună. Minunat. Victor, eu profit de ocazie și te întreb și despre alte lucruri, despre expoziția care va fi inaugurată mâine la Casa Presei, am menționat. Da. Despre fetele tale am zis, le-ai felicitat, bravo. Despre mâncare am vorbit. Despre mâncare am vorbit. Știi despre ce vreau să mai vorbim? Am văzut pe net că în curând, sau nu știu cât de curând să-mi spui tu, da? Mergeți în peste hotare cu formația Protect. Cu trupa, da. Cu trupa plecăm în Germania, unde organizatorul a fost Anatol Mielnic și cu mare drag ne-a invitat și pe noi la acest spectacol. Desigur, am acceptat și mergem un pic să mai cântați hiturile de odinioară. Mai cântăm hiturile anilor 2000, da. Și avem și ceva nou, avem și ceva proaspăt, o să fie interesant. Suntem pregătiți pentru a face lucruri frumoase. În artă. Da, tot e artă. Corect, da. Da, succes, Victor. Așteptăm piese noi. Piese care să ne aducă aminte de stilul muzical, stilul vostru. Stilul Protectului. Da, stilul Protectului de la începutul anilor 2000. Și felicitări pentru expoziție. Succes. Mulțumesc. Să aduni cât mai mulți ochi curioși și cât mai mulți privitori. Vă invit pe dumneavoastră. O să venim numai decât. O privim așa. O privim, neapărat. Mai ales că e câteva luni, o să dureze 2-3 luni. Eu accept timp. Și critica, vă spun. Ideal face numai Dumnezeu, nu e așa. Ne-am înțeles. Vă mulțumesc de invitație și dumneavoastră tot seară plăcut în continuare. Mulțumim, Victor. Ne mai vedem, cu siguranță. Continuăm.